Așa numitul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, susține că ar fi trimis câteva scrisori mai multor oficiali de la Chișinău prin care cheamă la dialog și intensificarea procesului de negocieri între cele două maluri ale Nistrului. Șeful administrației de la Tiraspol spune că, deși răvașele au fost trimise la sfârșitul lunii septembrie, niciun răspuns nu a venit încă. El a informat-o despre acest lucru pe asistenta adjunctă a secretarului de stat al SUA pentru Europa Centrală și de Est în cadrul unei întrevederi. Liderul de la Tiraspol susține că în scrisorile trimise, una dintre care președintelui Maia Sandu a făcut apel la dialog și la intensificarea procesului de negocieri pentru soluționarea celor mai strigente probleme apărute între cele două maluri ale Nistrului. Mesajele au fost expediate la sfârșitul lunii septembrie, dar Krasnoselski și acum este în așteptarea unui răspuns. În aceste scrisori au fost menționate acele situații problematice care există în acest moment între noi. La fel au fost menționate noile provocări pe care le întâmpinăm, inclusiv restricțiile de circulație a transportului transnistrian din data de 1 septembrie. Până acum nu am primit nicio reacție din partea colegilor noștri. Potrivit lui Krasnoselski, scrisori similare au fost trimise președintelui Parlamentului Igor Grosu, dar și premierului Natalia Gavrilița. Solicitat de noi, serviciul de presă al președinției Sorina Ștefârța ne-a confirmat că scrisoarea a ajuns la instituție, însă nu comentează declarațiile lui Krasnoselski. Au refuzat să facă acest lucru și reprezentanții serviciului de presă al Parlamentului și Guvernului. Aceștia nu au confirmat însă dacă mesajele expediate de liderul de la Tiraspol au ajuns la șeful legislativului și cel al cabinetului de ministri.